Claudiu Cobuz a fost schimbat de la conducerea Casei de Asigurări de Sănătate. Conducerea aceea a Suceava a fost preluată de fostul președinte Cristi Victor Bleorțu. Acesta a deținut funcția de președinte al Casei de Asigurări de Sănătate până în martie 2019. Cristi Bleorțu a mai condus cea se Suceava din 2009 până în prezent cu unele întreruperi în 2010, între 2012 și 2015 și din martie 2019 până în ianuarie 2020. Claudiu Cobuz a fost numit în martie 2019 interim Mar, președinte director general al Casei Suceava. Cristi Blaorțu este director executiv economic al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava.